Certeza na exit, lá no episode, dentro do nosso leite, de testa, vamos jogar Handless Millionaire. Vamos jogar uma muita chocolate, uma muita série, se você achar, uma muita nível. Vamos jogar Handless Billionaire, acho que é Millionaire, e Handless Millionaire 2, dar acho que é primul. Dacă mai aveți episoade, să nu uitați să apăsați butonul de like, iar eu voi mai face joculeții din acestea. Ok, hai să dăm New Game. Ok. Are și muzica pe fundal. Ok, e 3. Eu nu m-aș risca. Ok, am reușit să trecem. Ok, am reușit și acum. Aveam până acum 3 dolari. Vedeți, scrie aici jos. Bă, mă pricep. Bine, aceasta este ușoare. Sunt ușoare la început. Trebuie să înveți rilor. Bate așa. 1, 2, 3, 4. Așa văd ăsta. Să vedem acum. 1, 2, 2, 3, 4, 1. Așa. Bine, 1, 2, 3, 4, 1. Acum cred că vine 1, 2, 3, 4, 1, 2. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, e bine, a bătut câte 3, acum cred că o să bată, 4 cu 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ah, mamă, holy fuck. Ok, dăm skip. Nu e găsat, nu e gay. Eu nu m-aș risca, adică, frate, bă, mi-aș risca o mână pentru 500.000 de dolari. Asta aș face-o. Dar știi, să bată și ea într-un trip, adică nu, când nu să bată cineva. Când îmi vede mâna că vreau să o bag, fau, mi-a sărisit. Nu când vede mâna că vreau să o bag, atunci să apese pe buton sau pe ceva, să se ducă aia în jos. Ok, am încercat Handless Millionaire 2 și frate, mi se pare și cel la greu, dar nu știu, e altfel, mai șmecher. Acum e bine. Dar cel avea și super puteri. Să-ți înghiere tăietorul ăsta, cum se numește el. Sau avea aspirator. Banii cădeau altfel. Banii cădeau, cum să zic eu. Aaaa. Mamă, cred că doare, frate. Foarte rău. Să taie mâna. Îți dai seama ce greu să fie la ultimul, dacă eu nu pot să trec, cred că nici de 8. Ok, am trecut de a doua. Ok, și acum am fost rapid. Ok, e bine să fii rapid aici, la jocul ăsta. Deci dacă nu ești rapid la jocul ăsta, e pe degeaba. Ok, și acum e bine. Ok, mi-a fugit săgeata singură. Bine, nu singură. Ah, m-am grăbit acum. Vreau să aștept să văd... Să văd când dă. Oi, bă, aproape am ajuns. Bă, la tipul ăsta, nu glumă. Skip. Hai mai încercăm o dată. Deci eu nu m-aș risca. Nu știu voi, dar eu nu m-aș risca.
M-aș risca doar pentru 500 de mii de dolari, dacă mi-ar da. Pentru asta m-aș risca, da, într-adevăr, pentru 500 de mii de dolari, dar în rest nu. Și sper să nu se aude prea tare, adică sper să mă aud eu mai tare decât ăsta. Să văd el mai încet. Ia stai puțin. Așa, cred că e mai bine. Ok. Și acum când vedeți voi videoul ăsta, este 4 septembrie, deci în această zi va trebui eu să vin acasă, presupun, că sunt plecat. Dar sigur, la ora 2, când este postat video, nu sunt acasă. Pentru că astăzi este joi când le filmez eu. Și acum câteva zile am filmat o grămadă de episoade. Ok. Ok, acum asta este cel greu. 7 nu este greu, l-am mai făcut odată. 8 e greu. Ok, am făcut și pe 7. Acum 8. Nu cred că voi trece pe 8. Bă, eram sigur că nu-l trec. Și nu cred că mai am nicio mână. Nu. Nu am nicio mână. Hai să văd dacă pot să ajung la 8 fără să nu-mi taie nicio mână. Este greu pentru că când ajungi acolo la bani trebuie să dai click și e greu. Uitați! Nu, vreau să încerc din nou. Da, nu pot. Ok, acum e bine. Ok, trebuie să fii foarte rapid la jocul ăsta. Deci extrem de rapid. Gata, am văzut? Așa trebuie să fiu la toate. La toate trebuie să fiu la fel de rapid. Ok. Acum vine cel cu 100 de dolari. Nu m-aș risca pentru 100 de dolari. Ok, am făcut asta. Bă, deci nu pot să trec. Nu pot să fac 500 de dolari. Mai încercăm o singură dată. Ok. Ok, am reușit de data asta. Da, mi-a tăiat-o din prima, frate. Dar trebuie să ai și grijă când te duci să iei bani. Vedeți că aici este legat cu asta. Pe Handless Millionaire 2. Nu, acolo cad jos. Îți dă un tăietor așa sus dacă pierzi banii. Așa. Ok. Acum urmează 500 de dolari. Nu m-aș risca, nici pentru mie. Uitați-vă, bă, deci uitați. Asta este. Ok. Dar hai să stăm și noi submit. Ok. Cam atât și cu acest episod de Handless Millionaire. Eu am fost Florin și ne vedem data viitoare.